Spitalul județean de urgență Botoșani se află în carantină. Cea mai mare unitate medicală din județ a intrat în carantină de astăzi dimineață, iar accesul vizitatorilor în secțiile spitalului este interzis. Măsura vine ca urmare a deciziilor luate în acest weekend la nivel național pentru a limita răspândirea coronavirusului. De astăzi, Spitalul Județean de Urgență se află în carantină din cauza coronavirusului. Accesul tuturor vizitatorilor, aparținătorilor și persoanelor neautorizate va fi complet interzis până la noi decizii de la București. La externări, toată lumea sună sus și doamnele asistente anunță la doamnele infirmieri și infirmierile coboară cu ei cu căruțele jos. Și la baie se schimbă pentru a-i lua acasă. Am internare. Am umblat de pe locul de la... Ia să vedem foaia de internare. Foaia de internare sau bile de trimitere? De la cât o vreme, de la internare, mă plătează, dar mai pot două ori internare. Nu am luat așa. Dar am luat doctor. Asta este un bilet de trimitere, da, la care trebuie să mergeți în policlinică, la etajul 2, la interne. Și doamna doctor, doamna asistentă, o să anunțe pe doamna doctor. Și o să vină să fac un avizul pentru internare, da? La etajul 2, la interne, la camera 20. Cu plăcere! Măsura este instituită până pe 31 martie, iar reprezentanții spitalului roagă pe botoșeneni să respecte aceste reguli. Așa cum știm, ca urmare a întâlnirii la sediul Ministerului Afacerilor Interne, unde a avut loc ședința grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României și în contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a stării de urgență pentru sănătate publică, conducerea Spitalului Județean a luat decizia asistării vizitelor tuturor aparținătorilor pacienților internați pe secțiile și compartimentele Spitalului Județean până la data de 31 martie anul curent. Toate spitalele vor intra în carantină potrivit unei decizii luate la nivel național.